suport, efectiv. Niciodată. Cred că toată școala nu suport. Adevărat. Nici profesorii. Nici. Da, aveam numai. Băi, fiți atenți ce am aflat. Ce ai mai aflat? Anda e gravidă. Nu te cred. Pe bune? Da, am aflat ieri de la ea. Cu cine? Nu știu, n-a vrut să-mi zică. Mama, la vârsta asta? Eu nu mai umblu cu ea. Ce proastă. Un copil cu un copil. Încetați, poate-i doar un zvon. Terminați că vine Anda. O să avem un nepoțel. Oare cine e fericitul, tăti? Ce? Despre ce vorbiți? Hai, lasă, nu te faci că nu știi. Mie mi-ar fi rușine să mă apară la școală cu burta la gură. Cine v-a zis asta? Știe toată școala că ești gravidă. Ne-ai făcut clasa de râs. Doamne, nu e adevărat. Hai, lasă, nu mai fă pe sfânta acum. Nu e adevărat, vorbiți prostii. Proastă ești tu. Exact, nu noi am rămas gravide. Profa. Bună ziua, copii! Bună ziua! Vă rog să deschideți manualul la pagina 80. Efectiv, niciodată. Cred că toată școala nu suport. Adevărat. Nici profesorii. Nici. Aveam numai. Băi, fiți atenți ce am aflat. Ce ai mai aflat? Anda e gravidă. Nu te cred. Pe bune? Da, am aflat ieri de la ea. Cu cine? Nu știu, n-a vrut să-mi zică. Mama, la vârsta asta? Eu nu mai umblu cu ea. Încetați odată, poate e doar un zvon. Dacă e adevărat, are nevoie să fim alături de ea, nu să o judecăm. Eu nu cred că e adevărat, că și de mine tot același lucru s-a auzit în școală. Un copil cu un copil. Terminați că vine Anda. O să avem un nepoțel. Oare cine e fericitul, tăti? Mie mi-ar fi rușine să mă apară la școală cu burta la gură. Ce? Despre ce vorbiți? Hai, lasă! Nu te face că nu știi. Ne-a spus Neischi, i-a spus că ești însărcinată. E adevărat? Nu am zis asta nimănui. De ce ai zis asta? Ți se pare o glumă să împrăștiți zvonuri din astea? Nu înțelegeam de ce m-a chemat doamna directoare. Râdea toată lumea de mine și mă făncioa toate felurile. Nu e ok ce ai făcut. Îmi pare rău. Nu mi-am dat seama că se va ajunge chiar aici. Ce putem face? Mergem în pauză și le spunem tuturor că nu e adevărat. Mergem la cancelarie și le spunem să sună copiilor la ore că este un zvon aruncat de cineva care a vrut să facă o glumă. Mulțumesc. Profa! Copii, lucrurile învățate despre alții pot face mult rău. Glumele și zvonurile sunt o formă de bullying. Doar împreună putem opri acest fenomen.